Bună seara, dragilor! Bună seara din nou! În seara asta vom citi Tu ești Moș Crăciun? De la editura DPH. Haideți să vedem ce se întâmplă. Ce zi frumoasă și plină de zăpadă a fost asta! Și cât de frumoși și de mari au ieșit oamenii de zăpadă! Dar acum micuțul urs era obosit. Poate pentru că a muncit atât de mult ca să facă oameni de zăpadă. Poate pentru că anul acesta el și mama au avut voie să amâne hibernarea. Acum se bucură mult să ajungă acasă. Când tropăia prin pădure, Bertie auzi un glas care venea de sus. Cra, 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 croncăni corbul. Cu căciulița sa roșie, de sus, semăna un pic așa cu Moș Crăciun. Vezi că semeni cu Moș Crăciun! Serios? Întrebă Bertie. Da, da, serios, zise corbul. Aproape ca el, unde mai pui că mâine este și ajunul Crăciunului? Spuse unul dintre corbi. Arăt ca Moș Crăciun, gândi micul urs. Păi asta este grozav! Și când trecu pe lângă stejar, în scorbura din rădăcina căruia locuiau șoriceii de pădure, se opri. Ia, uitați-vă la mine cu toții, șoriceilor! Strigă micul urs încrezut și le arătă căciulița sa roșie. Ia, uitați-vă la mine! Eu sunt Moș Crăciun! Ba, nu ești niciun Moș Crăciun! Au strigat șoarecii care se uitau prin fereastră. Tu ești doar Bertie! Moș Crăciun are o barbă lungă și albă! Și o haină lungă și roșie mai are Moș Crăciun, să știi? Chițăi și un alt șoricel. Și Moș Crăciun vorbește cu voce groasă, bombăni tata șoarece. Tu ești doar un micuț urs și pe deasupra cred că vrei să ne cam păcălești. Bertie s-a simțit atunci puțin jignit. Nimeni nu mă face pe mine mincinos, mârâi el alergând către casă. Le arăt eu lor. Opa! Acasă însă, mama urs stătea în fața plitei. Mai durează un pic până cina este gata, a zis ea. Bertie se bucură să audă asta. Avea el un plan? Se vârâ pe ascuns în halatul roșu al mamei, pe ascuns își puse o barbă de vată albă, tot pe ascuns fugi din casă sus pe Valea Urșilor, unde se afla casa șoriceilor. Stând în fața rădăcinii de stejar, Bertie strigă cu glas gros. Cling, cling, ia uitați-vă încoace! Cling, cling, sunt aici! Atunci șoriceii și-au scos capetele pe ușă și pe geam. Ca să vezi! Au chițăit ei bucuroși. Chiar tu ești Moș Crăciun? Bineînțeles! A mormăit micuțul urs. Ura! Ura! Au strigat atunci șoriceii. A venit Moș Crăciun! Și atunci avem voie să ne dorim câte ceva? Vă puteți dori absolut orice, îi asigură Bertie. Orice vreți voi! Atunci șoriceii au început să danseze și să fluiere de bucurie, după care s-au liniștit. Mama șoarece s-a evit în prag cu un bilet în lăbuțe și a început să citească. Dragă Moș Crăciun, micul nostru Șori este atât de bolnovior. Noi cu toții nu ne dorim chiar nimic de Crăciun pentru noi, doar atât ne dorim ca micuțul nostru Șori să fie din nou sănătos. Șoriceii tăi cu minți din scorbura de la rădăcina stejarului. Și te rugăm mult, 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 nu ne uita! Mama șoarece i-a băgat lui Bertie biletul în mână și a închis ușa. Bertie a mai ascultat o vreme cum șoriceii cântau și fluierau de bucurie, dar ceva nu era în regulă. Of, 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 a zis corbul de sus de pe creangă. Dragul meu Bertie Crăciun, acum trebuie să-l și vindești de adevăratelea pe mie pe bietul șorimic. Dar de ce eu? Murmură Bertie. Ei, cum de ce? Pentru că ai promis, pentru că i-ai mințit că tu ai fi Moș Crăciun, a insistat corbul. Ei, și? E vina lor dacă șoriceii cred că eu sunt Moș Crăciun. Și apoi a fugit repede, repede, înspre casă.
Pe ascuns s-a furișat în casă, tot pe ascuns și-a smuls barba albă și pe ascuns și-a scos și haina roșie. Mama urs încă mai gătea și mai mesteca nuale. Lui Bertin nu era foame. Ghemuit într-un colț, se gândea la bietul șorii mic, zăcea bolnav în pătuțul lui. Bertin se simți deodată foarte, foarte amărât. Șorii avea nevoie de medicamente, dar de unde să facă el rost de atâtea medicamente? Dintr-un salt, se ridică și fugi în cameră. Scoase din dulap toate rădăcinile și plantele. Așa face și mama urs atunci când mă doare burta, mormăi el. Și ăsta va fi medicament pentru șorii. A zdrobit rădăcinile și a rupt frunzele, apoi a alergat cu ele în bucătărie. Mama, te rog, apă fierbinte, repede, a strigat el. Mama urs s-a uitat mirată la el. Ce mai e și asta? A întrebat ea. Medicamente, se văită Berti. Mă doare așa de tare burta. Bietul meu, Berti, stai așa un pic, ceaiul ăsta trebuie făcut cum trebuie, trebuie făcut ca lumea, după rețetă. Plin de curaj, Berti lua o gură de ceai amar. Acum du-te să te culci un pic, i-a zis mama urs, imediat o să te faci mai bine. Dar Berti nu s-a culcat. Încet, încet s-a furișat din casă și cu ceașca în mână a fugit către șoricei. Corbul încă mai stătea pe ramura lui. Să n-o vergi, a croncănit el. Ce ai acolo? Medicamente pentru șorii, a strigat Berti și a alergat mai departe spre casa din rădăcină. Repede, repede a pus ceașca în fața ușii. Foarte repede a bătut la ușă și foarte repede a și fugit. Și tu crezi că asta îl va ajuta pe șorii cel bolnav? A întrebat corbul. Sper din suflet, a zis Berti. Îmi doresc doar atât de mult ca șorii să se vindece, altfel nu-mi doresc nimic de la Moș Crăciun, nici o sanie, nici un porcușor de pluș, nici măcar cuburi. Singurul lucru pe care eu mi-l doresc este ca micul șorii să se facă bine. Corbul își strâmbă capul și se uită lung la Berti. Și ai spus asta lui Moș Crăciun? A întrebat el. Încă nu, a strigat Berti. Păi atunci hai, croncăni corbul. Trebuie să scriem dorința ta pe un bilețel, am să mă duc imediat cu el la Moș Crăciun și o să-i spun atunci și povestea cu Berti, ursul de Crăciun. Hei, mă auzi? Dar Berti fugise deja să scrie un nou bilet cu dorințe. Nici o sanie, nici un porcușor de Crăciun sau de pluș, nici un cub, doar un șorii sănătos. Puse biletul cu dorințe pe pervazul ferestrei, apoi îl văzu pe corb cum ia biletul și zboară cu el în plisc. Imediat veni și mama urs și îl întrebă. Berti, dragul meu, îți este bine? Da, mult mai bine, a strigat vesel Berti. Și mi-e și foarte, foarte foame. Ziua următoare era Crăciunul. Berti era foarte emoționat în căsuța urșilor, mirosea minunat, a inimioare de ciocolată, a turtă dulce. În sfârșit, clopoțelul a sunat. Cling, cling! Pomul de Crăciun era luminat și mama urs a întrebat, ce e cu tine, Berti? Chiar nu te bucuri de porcușorul de pluș, de cuburi și de noua ta sanie? Ba da, a mormăit Berti și s-a gândit un pic. Am voie să mă dau acum cu sania? Hai cu mine, luna strălucește atât de tare! Bine atunci, a zis mama urs. Au tropăit amândoi în sus și în jos pe Valea Urșilor. Când au ajuns la casa din rădăcină, Berti s-a oprit și a ascultat. Ce credeți că se întâmpla aici? Lumini vesele se zărau prin geam, iar din casă se auzeau voci vesele și cântece. Toți șoriceii chițăiau de bucurie. Șorii al nostru este iar sănătos! Moș Crăciun l-a făcut bine pe șorii al nostru! Asta se auzea din casa șoriceilor. În sfârșit, șoricelul se făcuse bine. Hai să citim și partea de final, vreți? O căciulă roșie, mantia roșie a mamei, o barbă de vată și Berti arăta ca un adevărat Moș Crăciun. Putem să ne punem și noi o dorință? Întrebară șoriceii. Orice vreți, promise Berti. Poate că ar fi fost mai bine să nu spună asta.
Șoriceii de pădure nu-și doreau nici jucării sau alte lucruri care puteau fi cumpărate. Nu, ei doar își doreau ca micuțul șorii să se însănătoșească. Și aici am văzut în această cărțulie cum a reușit Bertie să le îndeplinească o asemenea dorință. Pe curând, dragilor, la revedere!